Răzvan și Dani. Neața, doamnelor, domnilor, o vorbă românească sună cam așa. A greși e omenește. Acum vreau să văd câți au curajul de a recunoaște că au greșit și să-și ceară iertare. O să-i întreb pe artiști, știți că ei sunt puțin mai gomoși, așa. Când ți-ai cerut ultima dată scuze sau ai spus iartă-mă, îmi pare rău, că de obicei voi artiștii sunteți mai gomoși așa, parcă nu prea recunoașteți unele greșeli. Când ți-ai cerut ultima dată scuze? Eu sunt genul de persoană unde dacă am greșit, recunosc. Dacă trece mai repede supărarea, să zic eu primul îmi cer scuze sau iartă-mă sau ceva, fac lucrul ăsta. Nu-mi place să stau într-o tensiune sau într-o supărare. Prefer să rezolvăm problema și să mergem mai departe. Dar nu prea greșesc. Eu zic și că îmi pare rău și recunosc. Și pentru că am pretenția că dacă eu spun chestia asta, o să primesc și eu la rândul meu recompensa să-mi spun alții: da, m-am greșit față de tine. Cred că era să tamponez pe cineva cu mașina și cred că i-am zis pe geam așa: băi, scuze. Mi se pare foarte frumos și ești mult mai mult apreciat de cel de lângă tine atunci când îți cer scuze. Și da, e foarte tare să-ți cer scuze și să recunoști că ai greșit și să apreciezi că cel de lângă tine te iartă. E foarte, foarte cool. Când ți-ai cerut ultima dată iertare față de cineva sau când ți-ai cerut scuze? Spui: domne, îmi pare rău că am greșit, iartă în față de prietenă, față de prieten, de mamă, de tată, de cineva în trafic. Când ți-ai cerut ultima dată? Interesant, chiar astăzi. Cum? Am călcat o domnișoară pe picior, fără să vreau. Astăzi? Da, astăzi. Dar eu am pățit-o de multe ori. Mi s-a zis de 100 de ori iartă-mă și de 100 de ori s-a întâmplat același lucru. Era, dar până când să te mai iert? Păi poate i-a plăcut și lui, poate ți-a plăcut și ție. Ei, mamă, odată și odată, măcar să te iert odată și bine, gata. Nu de 100 de ori și nașpa. Seara, bine te-am găsit. Vreau bine să-și cer scuze. Iubitule. De ce? M-ai spus? Iubitule. Nu mai m-a spus nimeni așa, stai că m-a luat, simt o înțepătură aici. Fii atentă, vreau să-și cer scuze în primul rând. De ce? E prea bine. E prea bine? Bine, îmi cer scuze, că mi-e cald. Lui Fimiu, să știi că îi cer scuze și iertare mereu. Că eu sunt de părere că trebuie să le arătăm, știi? Când greșim, că suntem oameni, că este ok să-ți ceri iertare, să-ți recunoști greșelile. Cred că suntem un exemplu bun pentru copiii noștri atunci când ne cerem iertare. Depinde cui și depinde ce fel de persoană ești. Eu, de exemplu, dacă greșesc în fața părinților, eu sunt o persoană foarte introvertă. Încerc să nu greșesc ca să nu-mi cer scuze. Dar dacă, de exemplu, greșesc în fața părinților sau mai nou, mi-am dat seama că dacă greșești, e bine să-ți ceri scuze. Este calea bună să-ți ceri iertare și să recunoști și să vezi atunci când greșești și să-ți ceri iertare. Trebuie, firesc, e natural, trebuie să știi, am și o piesă, mă cerți, tu ceartă-mă că eu te iert. Trebuie să iertăm. Și eu cred că este un sentiment frumos și te liniștește atunci când ierti. Fiind atât de mulți frați în casă, zilnic făceam prostii și ne ceream scuze, ne punea tata. Ne chemea Lidia, e săraia, vei să coace, ce ai făcut? Cereți iertare de la sorta? Mi-e sincer, mie, eu sunt așa, mă simt super vinovată în momentul în care îmi cer scuze, nu știu, în fața părinților. Nu știu, de exemplu, dacă spun ei că, uite, că așa trebuia să faci, că nu știu cum, și până la urmă se întâmplă și zic, bă, da, scuze, aveai dreptate, dar ce vrei, trebuia să dau o singură cu capul ca să-mi dau seama, știi, cam așa e. Cu Răzvan și Dani.